Avem aici tricourile Barcelonei de acasă din anul 2000 până în anul 2021. De ce nu până în 2022? Pentru că nu a vrut creatorul să pună și kitul din anul 2022. În fine, băieți, astăzi o să facem un tier list cu tricourile Barcelonei. Sper că sunt puse în ordine. Nu știu în fiecare an ce kit a avut, însă bănuiesc că sunt puse în ordine aici. Sper. Dacă nu, aia e. Iar astăzi o să mergem și o să facem un tier list. Dacă mai vreți tier list-uri, băieți, like acolo, 2000 de like-uri și mai facem un tier list. Și ziceți acolo în comentarii cu ce vreți să mai facem tier list. Și avem aici superb, mișto, ok, meh, care e meh și urât, adică nu l-ai purta efectiv. Și începem cu kitul din anul 1999-2000, cred. Da, și cam așa arată tricoul, ca să-l vedeți puțin mai mare. Bă, mie unul nu prea îmi plac kiturile clasice. Sunt mișto pentru istoria echipei, dar mie unul nu-mi plac kiturile clasice. Nu-mi place tricoul ăsta care e așa foarte larg. Nu o să-l pun la ură, că nu e chiar... Bă, dar de fapt e cam urât, să fiu sincer. Adică pur și simplu n-are niciun design. La față de altele de aici e mai decent, așa că o să-l punem la meh. O să-l punem aici la meh, băieți, tricoul ăsta. Ăsta ar trebui să fie kitul din anul 2001. Stați să vedem așa dacă sunt puse în ordine sau nu. Da, ăsta e din anul 2001. Cred că e același cu ăsta de jos de aici. Bă, mi se pare că arată mai decent ăsta din anul 2000. Așa că din păcate se va duce la urât. Probabil că la astea clasice o să le dau urât, dar n-am ce să fac, frate. Poate dacă mă nășteam în trecut, poate le dăteam note mai mari, dar na. Sunt din generația nouă, frate, eu ce vrei, asta e. Cam așa arată kitul din anul 2002 mai de aproape, ca să vedeți și voi. Nu știu dacă se vede de capul meu, dar aici l-aveți. Ăsta de fapt e ăsta din 2001-2002, cam așa arată, băieți, ăsta de fapt e. Da, și ăsta arată destul de nașpa, o să îl punem la urât. Mai departe, ăsta ar trebui să fie din 2002-2003. Ăsta zici că e un kit de la FCSB, ești nebun? Din 2006, cred, nu știu sigur. Dar știu că aveam un tricou de la FCSB care semăna destul de mult cu ăsta. Și din simplul motiv că aveam tricou la care semăna cu ăsta, o să-l pun la meh. Da, și designurile văd că încep din ce în ce să fie mai bune. Da, și ăsta este kitul din 2003-2004. Bă, e cam un downgrade, părerea mea, față de la de mai devreme. Culorile sunt așa foarte închise și nu-mi plac cum arată, să fiu sincer. Așa că o să-l punem la urât. E cam cel mai urât de aici, cred. Ce hater sunt, bă, băieți, sunt hater rău, dar n-am ce să fac. Mergem la următorul kit, care este din 2004-2005. Hai să vedem cum arată de aproape. Cam așa arată ăsta din 2004-2005 și nu e rău, să fiu sincer. Da, din nou zici că e un tricou de la FCSB, frate. Seamănă destul de mult cu ăsta de sus de aici, doar că ăsta are două dungi și ăsta are patru în total. Și acum o să-l punem la meh, chiar seamănă destul de mult cu ăsta. Mergem la tricoul din 2005-2006, cam așa arată. Mi se pare că sunt prea multe linii și sunt foarte groase, așa dacă putem spune. Tricoul în bază n-arată rău, văd că are și un galben aici în partea dreaptă și în partea stângă. Bă, mai rău decât astea de jos, eu zic că nu e, așa că o să-l punem din nou la meh. Mai departe avem tricoul din 2006-2007, deja au început să arate din ce în ce mai mișto tricourile astea. Și ăsta, bă, chiar îmi place cum arată. Juca Ronaldinho la ei, nu? Cred că ceva de genul. Uite aici toată echipa, uite mă că parcă pe ei arată mult mai bine, frate, decât așa în imagine. Uite cum arată aici, mamă, cu toți jucătorii ăștia, blană. Bă, parcă pe jucători arată mult mai bine tricoul, să fiu sincer. Chiar îmi place cum arată ăsta, așa că o să-l ducem și o să-l punem la mișto. Să-l punem la mișto pe ăsta, băieți, chiar e mișto. N-am ce să zic. Tricoul din 2007-2008, sponsorul în continuare UNICEF. Cred că e prima oară când apare UNICEF, nu? Da, pentru prima oară apare sponsorul UNICEF. Nike Fit, ia vezi că e Nike Fit. Vine perfect așa la brațe, ce să zic. Place modelul ăsta de la siglă. Arată interesant, e foarte bine pus, se potrivește cu logo-ul de la UNICEF. Da, și se potrivesc foarte bine culorile, după părerea mea. Din nou, un kit bun, kitul din 2007-2008, așa că o să îl punem la mișto și pe ăsta. Mergem la kitul din 2008-2009, un design foarte inspirat, după părerea mea, adică pur și simplu e jumate albastru, jumate roșu, nimic interesant la designul ăsta, un tricou foarte simplu, zici că e un tricou de antrenament, un downgrade foarte mare față de tricoul din anul anterior, adică uitați-vă cât de bine arăta tricoul din anul anterior și cât de slab arată ăsta, adică
Nu știu cine a venit cu designul ăsta așa prost, dar e urât, e urât, n-am ce să zic. Nicio inspirație, jumate albastru, jumate roșu, nimic, nicio inspirație, nimic, un design frumos, ceva, nimic. Zero inspiration. Tricoul din 2009-2010, băieți, hai să vedem cum arată mai de aproape. Bă, asta e blană, e blană asta cum arată. Dacă-l pune la mișto, că îmi place cum arată. Avem anul 2010-2011, din nou arată impecabil. Îmi place mult designul și pare așa foarte, foarte clean, ce să zic. Deci arată foarte clean, mai ales cu logo-ul Champions League, cu respect acolo. Finala din Londra 2011, ia vezi că ăsta e de la făcut special pentru finală, dar arată bine, arată bine la mișto din nou. Deocamdată n-avem nimic la OK, însă bănuiesc că o să vină și niște tricouri la OK. Tricoul din 2011-2012, foarte, foarte multe linii, apare un nou sponsor, Qatar Foundation, s-au apărut de mai devreme și n-a fost eu atent, nu. E prima oară când apare Qatar Foundation, zic eu că arăta mai mișto cu UNICEF-ul, dar nici Qatarul ăsta nu e chiar așa rău. Avem multe linii din nou, dar îmi place că liniile astea sunt așa, bam, 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 și urcă treptat, așa ca o scară, să zicem. L-aș pune aici, să-l pun aici la OK. Băi, eu l-aș purta, așa că o să-l pun la OK. Avem kitul din anul 2012-2013, deja s-a rupt așa. Da, designul văd că s-a cam rupt, am avut foarte multe linii verticale și de data asta nu avem efectiv nicio linie. Avem așa o pată de culoare pe mijloc, zici că am dat cu vopsea pe aici, nebun. Dar mie îmi place așa un design futuristic și văd că vine așa foarte fit pe manechin. Văd că e un kit foarte fit, cam așa arată și pe puiol kitul. Bă, parcă pe jucător arată mai nașpa, să fiu sincer. Însă pur și simplu în imaginea asta îmi place mult prea mult, așa că o să mă duc și o să-l pun la superb. Totuși un kit puțin mai închis la culoare, mi se pare albastru ăsta cel mai închis dintre toate de până acum. Da, următorul kit, kitul din 2013-2014, genial, ce pot spune, direct la superb, adică arată genial, mai ales modelul de la mânecă, mi se pare fantastic cum arată. Din nou dry fit, culorile sunt perfecte, se potrivește efectiv cu orice tricou ăsta, așa că îl ducem și așa că ne ducem și îl punem direct la superb, poate chiar peste ăsta. Modelul din 2014-2015, gulerul este puțin schimbat la modelul din 2014-2015 și nu prea îmi place cum arată gulerul. O să-l punem la mișto și pe ăsta, că n-arată rău, eu nu l-aș purta. 2015-2016, pentru prima oară avem linii pe orizontală, băieți. Cred că e pentru prima oară când apar liniile pe orizontală la un tricou de la Barcelona. Și părerea mea că nu prea se potrivește un tricou cu linii pe orizontală. Totuși arată mult mai bine decât cele clasice, adică eu nu-mi plac tricourile clasice. O să-l pun la OK cu ăsta din 2015-2016. De asemenea apare și sponsorul Beko, cred, pentru prima oară. Ce făceau aia de la Beko? Mașini de spălat sau ce făceau? Anul 2016-2017 l-avem aici pe Iniesta, pe Messi, pe gașca nebună. Cam așa arată tricoul din 2016-2017, dar de ce nu avem și noi un tricou ca lumea? Din nou, mi se pare că e efectiv un tricou de antrenament, zici că e tricou de antrenament. Are un design așa cu încă niște linii în plus pe linii, practic. După cum puteți vedea, sunt niște linii așa albe în designul ăsta. Mie unul nu-mi place. O să-l pun la Mech, nu-mi place. Tricoul din 2017-2018 arată fantastic, arată șmecher, n-ai ce să zici. Zici că e un tricou SF, nu știu ce să zic. Ăsta e, uite cât de mișto arată pe manichinul ăsta, n-ai ce să zici. Bă, mie unul îmi place, așa că o să îl duc și o să-l pun la mișto. Stai, cred că am greșit ceva pe aici. Ăsta e 2018-2019, ăsta era de mai devreme, așa că îl ducem la mișto. Și ăsta e 2018-2019, care seamănă destul de mult cu cel de mai devreme. Doar că aici liniile sunt toate la egalitate. Aici, la asta de mai devreme, vin așa treptat, se subțiază de la mijloc spre lateral. Ăsta o să-l punem la OK. Arată mult mai bine liniile din partea asta, părerea mea, de la cel de mai devreme. 2020, ăsta e ăla de zici că e tricou Croației, nu? Zici că e tablă de șah, ești nebun tricou ăsta. Nu-mi place. E urât. E unul dintre cele mai urâte, după părerea mea. Nu-mi place cum arată. Nu-mi place cum arată cu pătratele astea. Efectiv zici că e tablă de șac. Părerea mea că nu se potrivește pentru un tricou. Doar pentru tricoul Croației se potrivește. Și atât, la Croația merge perfect, la alte echipe nu. Mai departe avem tricoul din 2021. Îmi place foarte mult designul.
conturul ăsta de la liniile orizontale cu auriu, așa zic eu că merge perfect cu tricoul, sponsorul Rakuten, îl ducem direct la Superb, băieți. Bă, stai, du-te bă la Superb, că arată prea bine. Nu știu dacă pe locul 1, ăsta mi se pare cel mai frumos. Ăsta cam pe locul 2 și ăsta pe locul 3 sau nu știu, astea două sunt cam la egalitate de aici. Bă, și cam ăsta este tier list-ul. A, da, și mai avem și tricoul ăsta din 2022. Am uitat să îl pun și am închis tier list-ul și nu mai știu care era tier list-ul. Cam așa arată tricoul. Mi se pare un tricou foarte încărcat. L-aș fi pus la mech. Adică crucea asta, linii orizontale, încă o dată linii orizontale mai mici, mâneca asta albastră, mâneca asta roșie. De fapt, cred că l-aș fi pus chiar la slab, la slab l-aș fi pus, pentru că ai efectiv 5 designuri în unul și nu se potrivește. Trebuia să rămână pur și simplu pe o temă clasică, părerea mea, și l-aș fi pus la slab, băieți, ca să știți. Puteți să lăsați și voi acolo în comentarii părerea voastră. Și am fost Gianni, nu uitați să dați un like, dacă mai vreți și cu alte echipe, poate facem cu tricourile de la Real Madrid sau nu știu, sau poate cu tricourile Barcelonei din deplasare, rămâne de văzut. Eu am fost Gianni, băieți, nu uitați să dați un like, să vă abonați, v-am pupat!